Bună seara, anenii noi. Noi din 2014 am fost excluși legal din alegeri. În 2016 a fost modificată vârsta pentru candidatul la funcție de președinte. Toate puterile au avut frică de noi, deoarece eram și suntem o forță politică tânără. Suntem o forță politică care am demonstrat mai multe realizări la nivel local. USAT respectă Constituția și articolul 2 din Constituție scris foarte clar. Puterea îi aparține poporului. Noi în țară nu avem niciun proiect de modernizare, nici a economiei, nici agriculturii, nici infrastructurii. Dacă nu era peste 1 miliard de euro pe an, anual, care vine de la cei care muncesc peste hotare, Republica Moldova de mult dispărea. Fiecare sat trebuie să primească ajutor egal pentru drumuri și pentru infrastructură, ca oamenii să nu sufere cu alesul primar independent sau din opoziție. Noi vom lichida sistemul de administrație raională. La noi se vor elibera sute de milioane de lei, cât ne costă pe noi întreținerea la peste năcealnici în țară. Eu și-am promis la Bălți, oamenii au văzut promisiunile mele, au văzut și rezultatele. La nivel național, noi am ajutat toate satele și orașele unde am avut primari. Pentru anenii noi am investit din banii mei personal 800.000 de lei și la nivel de țară s-au cheltuit 50.000.000 de lei. Pe data din 1 noiembrie vă rog să ieșiți și să votați așa cum vă spune inima. Nu votați, vă rog, numai culoasele, pe cei care au fost implicați în contrabandă, pe cei care au promis 20 de ani tot aceleași promisiuni și nu au făcut nimic. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.